Ce faceți? Am așa o stare foarte zen astăzi, foarte bună și m-am trezit cu chef, de fapt de vreo săptămână mă trezesc cu chef, dar n-am reușit să pun în practică chestia asta, să-mi fac un make-up așa numai din glitter la ochi și niște buze mai intense așa de toamnă și o să vedeți ce mi-am pregătit eu aici și ce am în minte, să sperăm că o să-mi și iasă ce se află aici în bibilica mea. Dar îmi dau seama că nu am luat actorul principal pentru machiajul meu și așa că actorul principal pentru machiajul de astăzi o să fie paleta de la Tati, pentru că s-a pus praful pe ea săracă, că n-am mai folosit-o de secole. Stați să iau un șervețel pe care l-am aici la subsol și în cazul în care nu v-ați dat seama din titlu, nu știu ce a fost aia, ce am vrut să zic, în cazul în care nu v-ați dat seama din titlu sau din... reacția mea, azi avem parte de un get ready with me, because why not, because, yeah, încă n-am mai făcut de mult, asta nu știu ce s-a întâmplat cu glitterul ăsta aici, cred că mi-a alunecat mâna în el, dar uitați-vă la glitterele astea cât sunt de minunate și îmi aduc aminte de ele și mi-a tunat așa că vreau să-l folosesc chiar pe ăsta de aici, din care mai am foarte puțin și în momentul în care o să mi se termine glitterele de la Tati, o să fie o mare problemă, pentru că paleta asta fără glitterele alea, da, mă rog, bun. Și o să începem direct. Așa, aveam niște întrebări pe care vi le-am pus, dar să vedem dacă reușim să ajungem la alea, pentru că vreau să discut mai multe subiecte cu voi, fiind un Get Ready With Me, și înainte să ajungem la întrebări, vreau să discut subiectele astea, dar stați să iau o gură. Simt că mă bântuie o geană. Voi aveți senzația asta? Da, simt că mă bântuie o geană. Nu mă lasă în pace. E o geană aici pe care o văd. Când mă uit încolo, o văd. Că este agățată așa, stă într-o parte și nu vrea să cadă, adică nu reușesc să o iau de acolo, nu vrea să... Adică, eu așa zic că e agățată, dar s-ar putea să nu fie, adică s-ar putea să fie în stăia prost. Anyway, hai să începem și o să începem cu ochii, pentru că folosim glitter, o să avem nevoie de... ochi prima dată. O să încep prin a aplica baza asta de la Rimmel London. Magnifies, în rest nu știu ce mai scrie pe ea, că nu se mai vede. Este o bază pe care o folosesc foarte rar, pentru că este efectiv ca super glue pentru sclipici, pentru far. Deci dacă folosiți baza asta, o să se lipească totul de ochii voștri. Doar că e foarte lipicioasă și s-ar putea să simțiți chestia asta și îmi pare rău de soarele ăsta, dar chiar acum s-a gândit să strice el dispoziția, dar nu o să iasă. Și o să aplic baza asta. Mare atenție să nu vă atingeți genele, că dacă vă atingeți genele s-a terminat povestea, aleluia, gata. Nu mai aveți ce face, trebuie să vă duceți să vă demachiați, să vă spălați, pentru că dacă vă atingeți genele cu asta, eu am făcut minunea asta, mi-am atins genele și după aia îmi stătea mascara hidos. Adică nu stătea, s-au lipit genele între ele, a fost un coșmar. Dar aplicăm puțin, eu am aplicat mai mult pentru că mai am foarte puțin în ea. Este o bază super bună, cum a spus, pentru glitter. Este foarte viscoasă. Este... nu știu, cea mai bună chestie pentru glitter pe care am găsit-o eu. Eu de multe ori o aplic pur și simplu pe pleoapă după ce am aplicat fardul, o aplic pe asta și pun glitterul și este fabuloasă. Așa, da, vă ziceam că sunt în dispoziție din asta de toamnă. Stați să nu iau totuși o pensulă de highlight, să iau o pensulă normală și o să iau cremul ăsta din paleta de la Tati, ăsta de aici. Așa, pe care am să-l aplic în pliu și o să încerc trucul lui Tati, apropo de Tati, cu uitatul în jos. Nu știu dacă ați văzut, dar are în ultima vreme, pentru că ea are pleoapele lăsate, ca și mine, are un truc în care se uită în jos în oglindă când își blenduiește fardul pentru pliu. Și n-am încercat niciodată chestia asta, dar aș vrea să încerc. Așa.
ce ziceam înainte, nu știu, sunt foarte hiperactivă. Brusc și deodată mintea mea, pentru că am dat drumul la cameră, este hiperactivă. Soarele ăsta chiar s-a decis să se joace cu nervii mei. Anyway. Da, sunt, nu știu, am o dispoziție foarte bună. Și mă gândeam să împărtășesc cu voi, nu de alta. Așa. Vorba aia că poate mi-o strică cineva. Adică doritor s-ar găsi, Dumnezeule. Pentru că n-am... Pe internet găsește întotdeauna cineva care să strice dispoziția. Și vreau să văd acum dacă funcționează trucul ăsta lui tati. Bine, eu folosesc și un fard foarte deschis, care nu știu cât de tare îmi permite să... Da, știu că e foarte aiurea, dar vreau să testez trucul ăsta, să vedem dacă funcționează. Dacă funcționează, îl pun în clipul meu cu trucuri, că pregătesc un clip. Cred că funcționează. Ia să băgăm și ceva mai... O să fac o combinație între astea două de aici. Un pic din portocaliu ăsta, un pic din asta și un pic din asta. Le fac așa. Aha. Ca să vedem. Pentru că eu, având ploapele lăsate, am nevoie de puțină profunzime în pliu. Apropo de pliu. Acum când am fost la Eugenia, la Breda, și-a dorit foarte tare să mă vadă cu codițe la ochi, pentru că, așa cum ziceți și voi, de altfel multe dintre voi, a zis că nu m-a văzut niciodată cu codițe de tuș. Și am zis, zic, e sigură că vrei să testezi treaba asta? Și că da. Bine, hai. Și am fost cobaiul ei pentru o seară și am lăsat-o să-și facă de cap. Da, cred că trucul ăsta chiar funcționează foarte bine, să știți. Adică îmi place cum s-a așezat fardul. Nu e nici prea sus, nici prea jos, este fix în pliu și nu-ți trage de ochi așa foarte tare, nici nu e lăsat ochiul. Mi se pare că, da, cred că e un truc super bun asta cu pliu, cu uitatul în jos când îți blenduiești fardul. Așa, și revenind la povestea cu Eugenia. N-am mai filmat aia pentru că nu știu dacă ați observat vlogul de la Brăila, dar a fost așa mai pe bucăți, fiindcă n-am stat foarte mult să filmez, adică m-am dus mai mult să mă concentrez pe ce avem de făcut acolo, să stau să vorbesc cu oameni, m-am văzut cu Victorița, cu mama ei și n-am stat enorm, Și n-am stat să filmez enorm ca să și să vorbesc cu voi. Și așa că au fost mai mult bucăți făcute din clipul ăla. Clipul ăla a fost mai mult făcut din bucăți, am vrut să zic. Bun, da, mulțumim. Și în seara aia când am zis că sunt cobaiul Eugeniei, s-a apucat domnișoara să-mi facă linii de codițe la ochi cu fard. Adică a fost modestă, n-am încercat cu tuș, că cu tușul mai greu de lucrat și a zis hai să începem cu fard și după aia vedem noi dacă ne upgradăm. Da. Am făcut poze. Și pozele alea trebuia să le dau la fete să le pun pe grup să voteze, dar nu cred că vreau să fac asta. Le voi ține pozele alea în cazul în care vreau să sperii de adevărat, la să traumatizez pe cineva. Eu mai am poze cu mine, cu codițe. La începuturile mele pe YouTube îmi făceam codițe pentru că picasem și eu în chestia asta, în trendul ăsta, că mai trebuie să am codițe la ochi, că dacă n-am codițe, nu se așa. Până mi-am dat seama că nu mi se potrivește de niciun fel, de nicio culoare. Am să iau... care? O să iau prima dată ăsta și îmi pare rău pentru deget, dar ăsta l-am la dispoziție. Ăsta e cel mai bun deget al meu, cel mai de încredere. Așa. Wow! A, da, deci pozele alea cu mine cu codițe le țin pentru traumatizat copii, pentru chinuit pe cineva, dacă vreau să torturez pe cineva, îi arăt pozele alea. Pentru că trebuia să stau și într-o anumită poziție să mă strâmb așa.
Cert este că am râs copios în seara aia și nu a intrat în ochi, nu voi trece la a îmi face codițe. Ups, pardon, dărâm tot, ca de obicei. Pentru că nu mi se potrivesc. Pentru că pur și simplu consider că mie nu mi se potrivesc codițele pentru forma ochiului pe care o am eu. Nu am nici skillurile necesare pentru a-mi face codițe. Vedeți de ce am vrut să-mi fac prima dată ochii? Ca să pot să șterg excesul de lipici pe care l-am pe față. Așa. Cred că am luat cam mult pe deget și de-aia a căzut. Și nici nu mă ajută vederea. Având probleme cu vederea periferică, nici nu mă ajută vederea să reușesc să fac ceva. Adică am încercat, au fost vreo 2 sau 3 ani în care chiar m-am chinuit și chiar mi-am mâncat zilele și chiar îmi blestemam zilele că de ce alții pot și eu nu pot, fiindcă am fost tot timpul adepta faptului că dacă alții pot să facă ceva, înseamnă că pot și eu. E, în timp am ajuns la concluzia că nu-i chiar așa. Și de asemenea am ajuns la concluzia că nici nu trebuie să fac ce fac alții. Guess what? I can be myself. O să vin foarte ușor aici, în pliu, cu pensula, fără să ating prea mult sclipiciul. Nu știu dacă ați observat, dar mai nou trendurile în materie de make-up se întorc către lucrurile alea din anii 90. Da, sunt pline de sclipici. Se întorc către lucrurile alea de anii 90 cu ochi mați. Ceea ce nu știu cât de interesant mi se pare, eu fiind o mare iubitoare de glitter, de highlight, de cel puțin la ochi, adică o să testez să vedem dacă am avut o perioadă tot așa la începuturile mele în make-up, când cochetam cu doar cu mat, dar o să testez. Acum, o să mai iau o dată Pretty Natural de la Essence. Este un fond de ten, cică, hidratant pe care îl au ei și vreau să-i mai dau o șansă, fiindcă la prima impresie n-a fost prea grozav. Și mai am aici CC cream-ul Be Beautiful Luminous de la Thank You Farmer, care este luminos. Și o să-l combin cu ăsta. Da. Și nu mi-am scos spatula, bineînțeles, pentru amestecat, așa că voi amesteca cu degetul. Am făcut combinația asta pentru că prima dată când am folosit acest fond de ten de la Essence, mi s-a părut puțin cam, deși zice că este hidratant, mi s-a părut puțin cam uscat. Și așa că l-am amestecat cu CC cream-ul ăsta, care e mai mult un iluminator, cremă, să îi dea așa mai multă luminozitate, să vedem. Ce e așa de parfumat? Cred că buretele? Da, buretele de la săpun. Spăla cu săpun. Vedem dacă așa se așează mai bine. By the way, vreau să-mi cumpăr, m-am decis că vreau să-mi cumpăr, uitându-mă la clipul de la Brăila, vreau să-mi cumpăr și eu crema aia pe care a avut-o Eugenia, pe care mi-a dat-o Eugenia, să o încerc, aia de la, cu trandafir, cu trandafir bulgăresc. Deși este destul de parfumată și știți că eu am o problemă cu produsele parfumate, mi s-a părut că tenul meu arăta foarte, foarte bine. Adică, având un ten uscat, ca asta discutam și cu ea, având un ten uscat se comportă altfel. Adică, spre exemplu, am testat o chestie în care eu mi-am pus, nu știu, de 2 ori două seruri diferite și le-am aplicat de 2 ori și am aplicat și cremă de 2 ori și tenul meu era, yay, hidratare, iar ea deja după un strat de serum și cremă nu mai puteți, gen, gata, nu mai vreau, fiindcă ea are un ten normal. Și câtă diferență face chestia asta. De-aia și produsele cele mai multe, atât cele de make-up cât și
cele de skincare, se comportă destul de diferit pe noi două și îmi place chestia asta pentru că putem să împărtășim așa impresii. S-a întâmplat de câteva ori să-mi placă mie ceva și ei nu, sau ei să-i placă ceva și mie nu. Da. I don't know. Habar n-am dacă a fost o alegere inteligentă. Combinația asta pare că arată mai bine decât data trecută fondul de ten, deși încă nu sunt 100% mulțumită de el. Anticear că n-avem unde. Uite, la sub ochii mei. Bun, ce vreau eu să vă mai povestesc? Că mă uit acum la un serial pe care l-am văzut foarte hăipuit în state acum câțiva ani. Și nu l-am băgat în seamă pentru că, mamă, era să-mi dau peste scripeci cu anticearcă din obișnuință. Și nu l-am băgat în seamă pentru că e cu adolescenți și cumva am depășit stadiul ăsta în care vreau să văd filme din astea americane cu adolescenți, cu nu știu ce. Dar mi se pare destul de interesant și o să vină în curând și clipul ăla pe care vi l-am tot promis cu filme. Numai trebuie să mă așez, să am timp să mă așez, să stau să-l fac. Că încă n-am apucat. Așa. Se numește Riverdale. Probabil îl știți sau l-ați văzut. Este un serial despre un orășel din America. Un orășel din ăsta de suburbie, știți, din ăla tipic american. Unde se întâmplă diverse lucruri și actorii principali sunt, bineînțeles, cum se putea altfel decât niște adolescenți care sunt ultra mega speciali și magnifici. Again, la vârsta aia de liceu, eu nu eram atât de magnifică și de specială, văd. Da. That was me. Așa. Dar la început mi se părea așa de... nu cine știe ce. Dar acum a început să mă prindă și voi aplica pudra de la Cody Airspun. Tot cu buretele astea, cu beauty blenderul, pentru că... Nu mi-a spălat bureți ceilalți. Aia, pufoșii. Așa că... Și ce vreau să vă zic legat de serialul ăsta, adică mi se pare mediocru, nu este ca la nivel de serial polițist sau la nivel de serial din ăsta de acțiune, mi se pare mediocru, nu... V-aș zice neapărat că e un must al vedea. Dar ce mi se pare mie interesant este că efectiv îmi dă senzația că toți adulții din filmul ăla, toți părinții, exceptându-l pe unul, în rest toți sunt tâmpiți. Toți par să fie tâmpiți. Deci toți par să ia în cele mai proaste decizii. Nu știu dacă asta e o chestie făcută special ca să scoată în evidență personajele mici, adică copiilor, și să pară că copiilor sunt foarte maturi și foarte hands-on, dar părinții mi se par tâmpiți. Și asta m-a făcut să mă gândesc la o chestie și anume că, știi, vă aduceți aminte când eram noi copii mici, nu știu, pe la vârsta de 10 ani, 11 ani, adică când începusem să avem conștiință, să fim cumva conștienți de ce se întâmplă în jurul nostru, de responsabilități și așa mai departe, dar încă nu eram independenți, ca să zic așa, nu puteam să luăm decizii singuri, nu așa. Aduceți aminte de perioada aia când ne bazam foarte tare pe adulți, adulți, nu știu, de vârsta mea acum, de exemplu, sau chiar mai în vârstă, și acum când ai ajuns în postura aia de adulți și vezi că, cel puțin eu îi văd pe majoritatea, că sunt plecați cu sorcovamă foarte mulți, că... Efectiv, habar n-au de viața lor, adică nu știu ce vor să facă, nu știu ce au un plan, sunt dezorientați total, iar noi când eram mici îi priveam pe adulții ăștia ca fiind Dumnezei, ca fiind răspunsul la absolut toate problemele noastre. Și bineînțeles, bănuiesc că și copiii de acum care au 90 ani, la fel îi văd pe acești adulți pe care eu, din postura de adult, îi văd foarte rătăciți, foarte dezorientați și foarte, nu știu,
dezorganizezi așa, ca să nu zic altfel. Da. E foarte haios cum se schimbă perspectiva. Adică... Da, nu știu. Evident, evident că să știu ce știi acum, n-aș mai... fii atât de convinsă că adulții sunt Dumnezei și că sunt soluția la orice problemă, așa vreau, sunt plină de sclipici. Arăs totul bine. Da. Bun. Da, nu știu, voi ați sesizat treaba asta? Adică v-ați gândit vreodată la ideea asta că, băi, uite, adulții aia pe care noi consideram Dumnezei, acum sunt pulbere. Așa, ne trebuie o țăr de sprâncene și pentru asta o să opresc camera că e plictisitor. Adică, știți cum fac sprâncenele. Așa, sprâncene făcute. Mascara aplicată este asta nouă de la... Rimmel London Wonderlux Volume. Este chiar un rimel, putem să spunem. Și mi-am mai aplicat un pic de pudră, pentru că neavând burețelul, simțeam că mai am nevoie de un pic de pudră. Și da, pot să recunosc că combinația dintre CC cream-ul ăsta și cu ăsta îl face pe ăsta, adică fondul de ten să arate mai bine față de cum arăta prima dată. Ce mai am de făcut? Mai am să-mi fac... blush-ul, să-mi pun blush și iluminator, nu că n-aș avea suficient sclipici pe față, și buzele. Și gata, v-am zis eu că n-avem timp de, de Q&A. Pentru că încă n-am terminat toate subiectele pe care vreau să le dezbat cu voi. Da, dar zic să facem și un pic de contur de nas, dacă tot ne-am apucat de treabă. Adică, pe principiu, go big or go home. Dar doar un picuț, doar o țărucă. Nu mult, că nu vrem să pară prea... Apropo de asta cu conturul, știți că mai nou este chestia asta pe Instagram cu no filter, și o să se găsească până la urmă cineva să facă filtre care să fie no filter. Ceea ce nu-și zic ar fi neapărat ceva rău, pentru că dacă se mai potolesc cu filtrele alea, cu ochii aia, trași, cu pomeții aia, trași, cu genele alea extrem de false, n-ar fi rău. Stăteam și mă gândeam că am ajuns în punctul în care, personal, sunt foarte mulțumită de corpul meu și îmi place foarte tare și corpul meu și cum arăt, adică nu sunt perfectă, da, am coșuri, am semne de acne, am tot felul de probleme, dar cred că mă iubesc mai mult ca niciodată. Și nu o spun la modul narcisist, pentru că nu se poate pe internet să deschizi discuția despre asta, că gata, să găsești cineva să te facă narcisist, nu poți să zici nici că îți place ceva la tine, că gata, te face unul narcisist. Nu este vorba de narcisism, în primul rând, aici. Este vorba de a te accepta așa cum ești și de a te plăcea așa cum ești. Și am ajuns la concluzia că odată cu trecerea vârstei, la vârsta de 30 de ani, e adevărată zicala aia, că începi să te placi mai mult, să te iubești mai mult și să fii mai blând cu tine, ca să zic așa. Nu știu, pentru că, iarăși, am senzația că lumea asta a luat-o razna rău, rău, rău de tot. Adică, ok, de la a, nu știu, modifica ceva la fața ta, pentru că, nu știu, pur și simplu, nu te simți confortabil, nu știu, cu o anumită chestie, pentru că vrei tu să modifici, e una, până la a te transforma doar pentru că așa este trendul. Spre exemplu, știți, acele femei care se chinuie să-și transforme corpul, tipologia de corp pe care o, să o transforme în ce este acum la modă, doar pentru că vor să fie la modă. Dar ele au cu totul altă tipologie de corp care nu se încadrează la ceea ce zic așa zisele standarde că ar fi în ziua de astăzi. Și dacă intrați pe internet, când bănuiesc că știți foarte bine despre ce vorbesc. Așa, stați că am decam mult aici. Sunt un pic morcoveață aici. Am gustat de morcoveață. Ceea ce nu este exclus.
Și apropo de asta, chiar înainte de a deschide camera, am găsit un citat de-a lui Courtney Cox. Este tipa care a jucat-o pe Monica? Cred că Monica, în Friends. Care zice în felul următor. I had all my fillers dissolved. I'm as natural as I can be. I feel better because I look like myself. Fiți atent. I think that I now look more like the person that I was. Adică industria asta, ce înțeleg eu din toată treaba asta, este că la un moment dat industria asta, care a devenit atât de agresivă, inclusiv pentru persoane care nu-și permit neapărat, nu știu, intervenții chirurgicale, care nu-și permit neapărat lucruri din astea extravagante, industria asta este atât de agresivă și atât de rea și atât de demanding într-un fel, pe principiu, tu nu faci așa ceva, tu nu ai așa ceva, dacă tu nu-ți faci, dacă n-ai filere, dacă n-ai botox, dacă nu ai operații estetice, nu contezi, știți, pe principiul ăsta, ceea ce mi se pare crunt. Adică eu una nu pot să accept așa ceva și de aia personal am ajuns în punctul în care mie îmi place foarte mult de mine. Și v-am zis, nu zic la modul narcisist, ci o zic la modul sincer pentru că sunt un om care stau cu mine destul de mult și care lucrează foarte mult cu mine. Da. Așa. Și pe lângă asta fac o combinație de două blașuri. Știți pe tehnica aia lui Bobby Brown. A lui Bobby Brown sau nu? Charlotte Tilbury, care era? Cred că Charlotte Tilbury. Aia cu două blașuri. Un blaș mai închis și unul mai deschis un pic. Așa, deși amândouă sunt de nuanțe din astea picii, dar ăsta e un pic mai deschis. Așa. Da, după ce mi-am petrecut aproape 3 sferturi din viața mea de până acum, chinuindu-mă și omorându-mă și făcându-mi tot felul de idei că nu sunt, că nu fac, că nu sunt suficient de, că n-arăt suficient de, am ajuns în punctul în care sunt foarte confortabilă cu mine și mă simt foarte bine cu mine și mi-e ok. Ați văzut că ies pe stradă nemachiată. Am postat clipul ăla cu guașa care, by the way, a fost urât de multă lume din cauza asta, fără pic de machiaj pe față, lumina destul de proastă, astfel încât să-mi accentueze cearcănele, să mi se vedeau petele de la acne, mi se vedeau coșurile, pentru că am o erupție hormonală iarăși în zona asta. Și I don't care. Știți de ce? Because I love myself. Ceea ce este absolut minunat și vă recomand și vouă să faceți chestia asta. Chiar am de gând să fac un clip cât de curând pe tema asta mai extins, așa că dacă aveți ceva de adăugat la subiect, go în comentarii, pentru că nu strică niciodată. Am ajuns în punctul în care îmi place foarte tare să am grijă de mine, adică nu mai fac pentru că trebuie. Nu mă mai duc să-mi pun măști sau să-mi curăț tenul sau să mă remachez pentru că trebuie, ci pentru că îmi place. Pentru că simt că am grijă de mine, simt că asta mă face să mă simt bine și s-a schimbat cumva, schimbându-se perspectiva mea, viziunea mea în sensul ăsta, cumva parcă simt că se schimbă și lucrurile, adică mă simt mai bine cu mine. Așa, o să iau astea două iluminatoare, le combin, că ăsta e parcă un pic pancreas și îl deschid cu ăsta care e mai portocaliuț, așa. Atenție cu iluminatorul ăsta, că este, pare cu minte, dar e foarte, foarte. Și ăsta e tot un truc de alutativ pe care l-am văzut recent cu lăsat capul pe spate. Bine, și eu îl făceam, dar eu îl făceam un pic altfel. Cu lăsa capul pe spate ca să vezi unde este pometele și unde vrei să pui iluminatorul, ca să nu mai pui iluminator pe toată fața. Pentru că știți pe Manny care blenduiește iluminatorul până sus la sprânceană. Manny și Patrick Star, dar mă rog, alte discuții. Așa. Și arăt ca un glob de cristal, nu-i așa? Am un creion de ochi pe care îl voi folosi pe post de creion de buze. Vreau să-l pun și la ochi, dar m-am răzândit. Și îl pun pe post de creion de buze pentru că este mov închis și n-am un creion mov închis de buze. Și cine zice că nu poți să pui creionul de ochi la buze?
pe care vreau să-l folosesc este ăsta de la Bourjois, care se numește, este din ultima colecție lansată de la Bourjois, numărul 09 sau nuanța 09, cred că are și o nuanță scrisă pe aici de Novel. Nu mai știu cum se numește gama, pentru că s-a șters, avea lipiciul ăla de la Scotch, fiindcă l-am cumpărat din Auchan, cred, sau DM, ceva de genul ăsta, și știți că sunt lipite cu Scotch ca să nu devină toate produsele de la raft testere. Și îmi place foarte tare rujul ăsta, dar nu mai știu cum se numește. Says you need big lips. Mie mi se par perfecte ale mele, așa cum sunt, nici călăjurile mai mari. Mi se par că e suficient în evidență așa cum sunt ele. Și totuși, pentru că tot suntem la categoria a rujului, cred că așa un pic de gloss. I don't know, hai să vedem. Cum am zis, go big or go home. Asta este de la Artistry. Un gloss. Chiar mi-a revenit pofta de glosuri. Ce glosuri mai știți? Interesant e că eu nu mai sunt la curent deloc cu lumea asta a glosurilor de foarte mult timp. Și chiar mi-ar plăcea să-mi spuneți. Mi se pare că se leagă destul de bine așa, nu? And that's it, folks! Cam ăsta este machiajul meu de astăzi. Asta, cam ăsta a fost Get Ready With Me. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați. Mai avem foarte puțin, până la 1000 de abonați pe canalul ăsta, deci sunt super happy. Așa că abonați-vă și chemați pe toată lumea să se aboneze, ca să fim acolo, să fim familie mare. De asemenea, dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii, că o să vină clipul ăla cu întrebări. N-am uitat de întrebările de pe Instagram, dar n-am reușit fizic să stau de ele. O să-l fac și pe ăla și o să vină și o să povestim și despre întrebările voastre. Așa că dacă mai aveți alte întrebări, că știu că nu toată lumea mă urmărește pe Instagram, lăsați-le aici în comentarii. Spuneți-mi părerile voastre despre subiectele pe care le-am discutat. Veniți pe Instagram dacă n-ați făcut-o încă. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!